Bugetul publicat cu întârziere aduce vești proaste pentru Suceava, susține deputatul pro-România Cătălin Nechifor, care mai precizează că este nevoie de girul Comitetului Executiv al PSD pentru ca acest proiect să ajungă pe masa Guvernului și apoi în Parlament. Le-a luat vreo 2 luni jumate să facă un draft de buget coafat. Am înțeles că duminică CEX-ul PSD va da girul pe buget și vom ști dacă doamna Viorica poate să vină cu el la Parlament sau nu. Și sigur că e ușor ironic, adică e foarte ironic ce spun eu, dar chiar e trist ca un partid, fie și la guvernare, să-și dea cu girul pe buget în condițiile care e buget național. Dacă vorbeam despre bugetul Partidului Social Democrat, despre ce fac ei cu cele 2 milioane de euro pe lună de la statul român ca subvenții, era ok să-și facă în CEX. Deputatul sucevean susține că județul este vitregit la capitolul finanțarea drumurilor județene. Sunt cele 41 de județe listate în proiectul de buget și sigur că Suceava are o sumă importantă, e vorba de 7,3 milioane de lei. 7,3 milioane de lei. E o sumă importantă. Adică e subvenția PSD-ului pe 21 de zile. Atât. Deci PSD-ul primește 10 milioane pe lună, iar drumurile județene din Suceava primesc 7,3 milioane pe an. Cu această sumă prevăzută în buget, Suceava se află pe poziția 20 în topul județelor țării, cel mai jos din ultimii ani, în condițiile în care, la o rețea de 1153 de kilometri de drumuri județene, ocupa locuri în primele 5 județe din țară. Pe de altă parte, Cătălin Nechifor arată că și bugetele administrațiilor locale și județene, în special consiliilor județene și ale primăriilor, vor fi afectate și anul acesta. Deputatul sucevean atrage atenția că acestea vor avea de suportat 100% din costurile cu asistența socială și cu salariile personalului neclerical. 15% pentru că sunt defalcate niște cote din impozit pe venit, 15% merge la bugetul local al județului. Deci la buget, la județ, e mai puțin. Deodată aveam o pierdere față de anul trecut. La bugetele locale ale comunei, orașelor și municipiilor merge 60%. E mai mult decât anul trecut. Dar le-au transferat și competențe, adică doar cheltuieli, pentru că dacă până acum se mergea cu cotă de până la 90% asigurată din bugetul de stat, BASS-ul, către autorități locale pentru asistență socială și localul punea 10%, dar de fapt nu prea puneau. Acum le-au dat totul lor. Deci 90 plus 10, 100% autorități locale vor trebui să asigure bani pentru a finanța acest sistem de asigurări sociale pentru persoanele cu vulnerabilități, pentru persoanele cu nevoi speciale, pentru însoțitorii acestor persoane. Mai mult le-au transferat competența de plată a salariilor de la central la local pentru persoanul neclerical. În final, deputatul Nechifor apreciază că bugetul național va intra în vigoare cel mai devreme în luna martie. Vestea cea mai tristă este, cum am zis eu, bugetul e făcut noaptea ca hapsânii. Și de fapt țeapa cea mai mare este legată de modul sau de fapt de momentul în care se aplică acest buget. Din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, se repartizează începând cu luna următoare publicării în monitor oficial aceste cote de 15, 60, 5, 20. Deci dacă bugetul va fi publicat în mai, din iunie se aplică. Dacă va fi publicat bugetul în martie, din aprilie se aplică. Dacă cel mai favorabil caz se publică bugetul în februarie, că suntem la 1 februarie și nu mai pot să publice anterior, el se va aplica din martie.